Biblia în versuri. Adaptare de Ioan Ciorca. Voce Elena Ramona Doleanu. Capitolul 13. Întoarcerea lui Avram în Canaan. Despărțirea de Lot. Versetele 1-13. Astfel Avram s-a înapoiat la miază zi și apoi a stat în țară cu avutul tot, nevasta sa și vărul Lot. Avram era foarte bogat, cirezi de vită adunat, aur și argint a dobândit, fiind avut. El a pornit apoi din nou în zor de zi, din țara de la miază zi, și înspre Betel s-a îndreptat, unde îi fusese așezat cortul întâi. Între Betel și între Ai e locul acel. Sosind dar la altarul lui, chemă numele Domnului. Lot, care cu Avram mergea, bogat era de asemenea. Avea și el cirez de boi, corturi și turme mari de oi. Ținutul, deci, nu le ajungea. Pe amândoi nu-i încăpea, pentru că avuția lor mare a fost pentru acel ogor. Nu se putea și pace bună să locuiască împreună. Iar cum era de așteptat, cearta nu a întârziat. Au început de se certau cei care vitele păzeau. Când cearta dintre păzitori a izbucnit, locuitori erau atunci cananiții în țară, dar și feresiții. Avram pe Lot, când l-a chemat, în acest fel a cuvântat. Doresc ca să te rog pe tine să nu te cerți și tu cu mine, nici ai tăi păzitori, nici ei să nu se certe cu ai mei. N-aș vrea ca noi să fim certați, căci amândoi doar suntem frați. Eu cred că ar fi mult mai bine ca tu să te desparți de mine. De vrei, ia-o spre stânga ta, căci eu atunci plec spre dreapta. Sau de cumva invers dorești, voi face precum tu voiești. Lot ochii și-a ridicat și împrejur el s-a uitat. Văzând atunci că e câmpia Iordanului ca și hârtia, foarte întinsă și udată, bine pe suprafața toată. Mai înainte să sosească Domnul ca să o nimicească, fiindcă nu sosise ora. Între Sodoma și Gomora, până la Țoar, era câmpie, iar mai frumoasă ca să fie, numai Egipt a pomenit. Lot se arătase mulțumit. Și în Iordanului câmpie el a dorit locul să-i fie. Apoi plecă spre răsărit și în acest fel s-au despărțit. Avram rămase cu ai lui în țara Canaanului. În cetățui ce s-au aflat pe acea câmpie, Lot a stat. Și corturile le-a întins până Sodoma a atins. Cei ce în Sodoma locuiau, plini de păcate, se vădeau. În acel loc nu s-a găsit un om măcar neprihănit să facă voia Domnului și să urmeze calea lui. Făgăduința dată lui Avram. Versetele 14-18. După ce Lot l-a părăsit, cu Avram Domnul iar a vorbit. Ridică-ți ochii, te rotește și în jurul tău atent privește. În patru zări, la nord, la vest, la miază zi și apoi la est. Tot ce zărești în fața ta e țara ce o vei căpăta, în stăpânire pe vecie, tu cu întreaga-ți seminție. Sămânța am să ți-o sporesc și atât de mult ți-o înmulțesc, încât cei care au să vie, precum nisipul au să fie. Denumărată va putea a fi vreodată pulberea, atunci doar o să se poată a-ți fi sămânța numărată. Scoală și umblă în țara ta, în țara ce-o vei căpăta. Avram cortul și-a ridicat, s-a dus dar și s-a așezat la stejare lui Mamre, care, lângă Hebron, erau, se pare. Acolo el a zidit iar numelui Domnului altar. Capitolul 14. Avram biruiește pe împărați. Versetele 1-16. Când Amrafel împărățea în Șinear, Arioc ședea, în țara Elasarului, pe vremea împăratului. Chedor la Omer, care domnea peste Elam când stăpânea, Tideal șezând ca împărat peste Goimu încoronat.
război s-a întâmplat să fie, în care, după cum se știe, pe lângă cei ce s-a arătați, au mai luptat mulți împărați. Iată-i dar și pe ceilalți care au fost la astă luptă mare. Bera al Sodomei împărat, Birșan Gomoran scăunat, și Neab ce-n Adma stăpânea, Shemeber cel care domnea în Țeboim și un împărat ce în Țoar e încoronat. Deci ultimii dintre împărați cu toții au fost adunați în Sidim sau Marea Sărată, voind să fie răzbunată. Vremea de 12 ani s-au răsculat la 13 ani, cât Chedorlaomer a stat stăpân și greu i-a apăsat. Dar în anul al 14-lea, Chedorlaomer mai avea mulți împărați. El a pornit și pe Rafaim, el i-a zdrobit, pe Ashterot, Carnaim, la Ham și apoi la Shave, Kiriataim, el îi înfrânse pe Zuzim și întreg neamul de Emim. La rând, horiții au venit, Chedorlaomer i-a lovit între Seir și între Paran, apoi precum avea în plan. El s-a întors și a venit la En Mișpat și i-a zdrobit, pe Amalaciți și Amoriți, din Hațațon, Tamar ieșit. Atunci primii împărați ieșit au toți încoronați, șezând în fruntea oștilor, aflatu sau în rândul lor, cel care în Adma e împărat, cel ce în Sodoma e așezat, cel ce în Gomora stăpânea, cel care în Țeboim ședea și cel care în Țoar a stat. Oștirile le-au așezat în valea din Sidim și apoi s-au pregătit pentru război. Cu împăratul Amrafel, cu Tideal, Chedorlaomer și asemenea și Arioc, 5 împărați în acel loc. Erau cu oaste adunați să înfrunte alți 4 împărați. Valea Sidim era împânzită cu gropi de smoală clocotită, iar împăratul Sodomei, fugind cu cel al Gomorei, capcanele nu le-au văzut și astfel în ele au căzut. Toți ceilalți împărați de frunte au vrut să scape înspre munte. Biruitorii au jefuit tot ce în Sodoma au găsit. Apoi Gomora a urmat și, în fine, iată, au plecat. Cu ei l-au dus atunci pe Lot, cu tot avutul lui cu tot, cu slugile ce le avea, căci în Sodoma locuia. Un om din cei care scăpară, din luptele ce se purtară, în mare grabă a plecat și pe Avram l-a înștiințat, de ceea ce s-a petrecut, mărturisind tot ce a văzut. Avram fusese așezat în locul care s-a chemat stejarii lui Mamre, cel care fusese amorit și-l are pe Eșcol și Aner drept frați. De Avram, cu toți fiind legați prin înțelegeri multe, toate, de pace și vecinătate. Avram, când vestea a aflat, pe dată oamenii înarmat, din rândul cetei de argați, care la el erau aflați și în casa lui au fost născuți, fiind cei mai viteji avuți. S-au înarmat gata să plece, fiind 318. Pe împărați i-au urmărit, până la Dan s-au împărțit. Încete și-au atacat când înserarea s-a lăsat. Pe împărați i-au biruit și până la Hoba i-au gonit. Cetate ce se aflase lângă Damasc, fiind pe partea stângă. Ei l-au eliberat pe Lot cu bogății, femei cu tot, norodul care a fost luat când împărații s-au luptat. Melchisedec binecuvintează pe Avram. Versetele 17-24. Chedorlaomer cu fârtații, adică cu toți împărații, au fost învinși. Victorios Avram, când înapoi s-a întors în valea împăratului sau Shave, înaintea lui, venita ca să țină sfat, chiar al Sodomei împărat. A mai ieșit spre Aiura Melchisedec, care era peste Salem încoronat și preot celui prea înalt. El vin și pâine a adus. Și lui Avram astfel i-a spus: să fie binecuvântat, Avram, de Domnul neîncetat, de prea înaltul Dumnezeu, de cel care e viu mereu, de ziditorul cerului, precum și al pământului. Și binecuvântat să fie cel prea înalt în veșnicie, pentru că el te-a ajutat și pe vrăjmașii tăi i-a dat. Azi în puterea mâinii tale, după plăcerea voii sale.
Avram ascultă cu sfială și apoi îi dă tezeciuială. Acela care împărat era în Sodoma așezat, către Avram a glăsuit. Avrame, iată m-am gândit ca oamenii să mi-i lași mie. Tu ia întreaga bogăție. Avram privi la împărat și apoi astfel a cuvântat. Ridic mâna spre Dumnezeu, cel prea înalt, spre Domnul meu, spre ziditorul cerului, precum și al pământului. Și jur, nu îți va fi luat nimic, ci îți va fi lăsat totul, căci eu nu voi avea un fir de ață, o curea de încălțăminte de la tine. Să nu poți spune despre mine, pe Avram eu l-am îmbogățit, nimica nu mi-a trebuit. Afară doar de ce au mâncat flăcăii cei ce m-au urmat. Aner, Eșcol, Mamre, Bevor, dă-le să-și ieie partea lor.